butter chicken sau pui cu unt sau mâncare indiană, de aia bună. Dar bună, vă, înțelegi ce zic? Ia uitați ce avem noi aici așa, și anume niște pulpițe de pui dezosate, pe care am să le tai. Uite așa frumușor. Nu le fac bucățele foarte, foarte mici. Așa cât să poți să bagi o bucată în gură, înțelegi? Să nu trebuiască să folosești cuțitul și furculița. Cam așa. După ce le-am tăiat, huștiliu cu el într-o tavă. Uite așa, țaca, 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 țaca. Peste pulpile astea, huștiliu cu niște sare, huștiliu cu vreo două linguri de iaurt, cam jumătate de linguriță de chimion măcinat, sau o linguriță rasă, cum vrei tu, niște turmenic, țăc, 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 o linguriță rasă sau jumătate de linguriță de boia fumată, țăc, 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 și niște coriandru măcinat. Aici am o cantitate destul de generoasă de usturoi pisat. Sau bine, mai bine zis dat prin răzătoare. Cred că aproape o căpățână de usturoi. Eu usturoiul ăsta am să folosesc și la sos și am să pun și peste cărniță. Așa că aproximativ jumătate din usturoiul ăsta, usturoiul aici peste carne. Și la fel, aici am niște ghimbir dat prin răzătoare. Așa, cam un ghimbir de mărimea unui deget, așa, l-am dat prin răzătoare. Și usturoiul la fel, cam jumătate. Pac, aici, țac. Am să mai pun, bineînțeles, niște piper și niște ulei. Țaca, 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 țaca. Și am să amestec. Am să amestec bine, 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 să se ducă toate condimentele pe carne. Să ducă condimentele peste tot. Ei, și șmecheria este să lăsați treaba asta la marinat. Dacă se poate, măcar vreo 4 ore. Dacă nu și peste noapte, dacă puteți, da. Eu recunosc, n-am să o las 4 ore. Am să o las probabil, uite așa, la marinat vreo, eu știu, vreo jumătate de oră. Până când îmi pregătesc eu celălalt ingredient, ingredientele pentru sos. Dar idealul, v-am spus, asta ar fi. Cu cât o lăsăm mai mult la marinat, bine, nu mai mult însemnând peste 24 de ore, nu. Maxim 24 de ore. Dacă o lăsăm la marinat, treaba este gigia, cum se zice, știi cum zic? După ce stă la marinat, ca să zicem, eu am să o pun în cuptor la 180 de grade, vreo, eu știu, 40 de minute, până când începe puiul a se rumeni fain și frumos. Bineînțeles că o să mai amestec din când în când. După vreo 20-25 minute de stat la cuptor, uștiluc, îl scot o lecuță, că amestec și îl bag iarăși, că vreau să se facă uniform peste tot, înțelegi ce zic? Așa că eu pun asta o lecuță deoparte, las jumătate de oră așa la marinat, după care le bag în cuptor. Între timp eu o să mai mă ocup și de alte ingrediente ca să pregătesc pentru sos. Că la puiul ăsta nu-i facem un sos, da? Într-un castronel dintre ăsta am eu niște unt, nu foarte mult unt. Am să pun o lecuță de sare, nu foarte multă sare, și niște usturoi de aici așa. Uite așa, un vârf de linguriță de usturoi. Și amestecăm. Untul e la temperatura camerei, apropo. A, stai așa că era să uit. Am să pun și niște coriandru. Uite așa, pac. Coriandru tocat mărunt. Uite așa. Și amestec. Și am să pun toată treaba deoparte. Noi treaba asta o să mâncăm cu niște lipii. Înțelegi? Adică, na, da, fără pânii de cei care sunt. Na, nicio treabă. Înțelegi ce zic? Așa că ne apucăm să facem lipiile. Într-un bol dintre ăsta am pus vreo 200-220 de grame de făină albă. Făină albă de tip 650, nu de cei 30 ori. Înțelegi? Făină pentru pânii, dacă stai prin Anglia sau, eu știu, prin alte țări. Sincer să fiu, am să fac toată treaba la ochi. Nu am cântărit, aproximez. Ți-am zis, cam vreo 200-250, cam vreo, am pus vreo 4 linguri de cele cu vârf, știi? Huștiliu cu niște sare, o linguriță de praf de copt și vreo 4 linguri de iaurt. Hai, punem 5, na. Am să pun o lecuță de ulei. Ar fi fost bun și niște unt, chiar. Și foarte puțină apă. N-am măsurat nici apa, dar dacă îmi mai trebuie apă, o să mai punem apă. Dacă e prea lichidă, o să mai punem o lecuță de făină. Vreau să fac o cocă, nu foarte tare, dar nici foarte moale. Începem să amestecăm. Clar că e prea uscată, mai pun o lecuță de apă. Așa, puțin cât e puțin, puțin cât e puțin. După ce am amestecat cu furculița, începem să amestecăm cu mânuța. Uite așa, am trecut să-l frământ aici pe blat. Practic, l-am frământat până când nu mai e lipicios absolut deloc. Ca o plastilină mai moale, așa l-am făcut. Am să pun o lecuță de făină, uite așa, aici, iarăși. Și am să rup, cred că în 4, 5, 6 bile dintre astea, așa să fac. Nu o țin neapărat să fie egale, dar aproximativ. Hai să vedem cât ies. O ieșit 3 și 2, 5. 5 bucăți. 5 bucăți o ieșit. Cred că aș fi putut să fac 6 dacă chiar mă chinuiam. Înțelegi? Dar n-am vrut să mă chinui prea tare. Ia fiți atenți, am aici un tocător și am să-l pun lângă mine. Îi pun o lecuță de făină, piste, uite așa frumos, și-l pun aici lângă mine. Eu vreau să întind turtele mele și după ce le întind, le pun pe tocătorul cel acolo. Uite așa, le luăm frumos cu un sușitor de ăsta și le întindem, uite așa frumos. Nu vreau să le fac foarte, foarte subțiri, dar nici foarte groase, înțelegi? Așa, undeva între, cam așa. Și le pun aici pe tocător, lângă mine.
Uștiu cu o tigaie dintre asta pe foc, atenție, focul nu trebuie să fie foarte mare. Mediu spre mic chiar, dar foarte, foarte important este să încingem tigaia bine înainte. Noi vom coace turtele noastre în tigaie, bineînțeles uscată, nu punem deloc ulei sau alte chestii, dar încingem bine tigaia, pentru că tigaia noastră va acționa ca o plită, de altfel, și na, trebuie să fie încinsă, nu? Pe de altă parte, nu vrem focul foarte puternic, pentru că altfel ni se vor arde foarte repede turtele noastre, înțelegi? Și nu apucă să se facă cum trebuie. Uite așa, s-o încins tigaia, uștiu cu o turtă. Ia uitați, nu știu dacă se vede. Au început să facă niște bășii dintre alea. Uite așa, pic. Așa, am luat-o și am întors-o. Pac. Și o coace și pe partea cealaltă. Ia uitați cum se umflă. Nu se vede, dar eu vă zic eu că se umflă. După ce s-o copt și pe partea cealaltă, uștiu că ai luat-o și ai pus-o pe o farfurie. Și trei lucruri trebuie să faci. Primul lucru este să cureți tigaia asta, care făină dintre asta și să arde. O cureți, uite așa, cu șervețel după fiecare turtă. Uștiu cu cea de-a doua turtă. Stai să dau o lecuță cu agregatul mai încoace ca să vă arăt că pe prima turtă, pe asta pe care am scos-o acum, am să iau o lecuță de unt dintre ăsta, de care am făcut mai devreme, am să ung turta, o lecuță cu unt dintre ăsta, puțin, nu foarte, foarte mult, și pe a doua o pun peste asta, înțelegi? Și ele sunt moaie, foarte fain. Și așa am să procedez cu toate turtele. Una câte una, una câte una. Țic, 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 țic. Așa că ne vedem o lecuță mai încolo. Să termin cu turtele astea și ne apucăm de sus. Da, asta e tot. Ce mai avem de făcut? Că puiul, între timp, eu l-am pus în cuptor. S-o și gătat. Stai cu minte. S-o și gătat, că eu am mai stat și dat telefon de vorbă vreo jumătate de oră cu cineva. Am avut treaba azi, băi, omule. Treaba, ascultă la mine. Asta este. Când vrei să le faci pe toate, nu poți. Nu poți. Asta este. Ia uite ce frumos s-o umflat asta, ia. Ia, ia, ioi. Ia, uite așa, pac, pac, pac. Ia uite ce mai se face. Ia, ho, 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 ho. Am terminat turtele astea de făcut și am să le acopăr cu o folie de aluminiu ca să stea caldi, înțelegi ce zic? Să stea caldi și în plus de asta să și moaie. Facem, bineînțeles, o lecuță de orez. Am aici un pahar de orez basmati. Usturiu într-o oală, usturiu cu apă. Nu măsor apa deocamdată. Am să spăl orezul. Îl spăl, uite așa, amestec bine. Nu știu dacă vedeți, apa se tulbură, da? Eu știu că în trecut v-am zis să nu spălați orezul când e vorba de pilaf, când vrem să-l facem pilaf, când vrem să lege. Când vrem să facem orez de ăsta basmati de tip indian, trebuie spălat foarte, foarte, foarte bine. În 5-6 ape. Apa, observați, este tulbur, este albă, e ca lapte de aproape. Uștiu că am să o scurg, am spun altă apă, iar șansa amestec, uite așa frumos, iar când se tulbură, am să o scurg și tot așa fac până când apa e aproape limpede. Am să fac chestia asta de vreo 5-6 ori, cred că. Este foarte important pasul ăsta în momentul când faci orez basmati, să speli orezul foarte, 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 foarte bine. Spre deosebire, încă o dată mă repet, de atunci când vrei să faci pilaf. Uite așa, am spălat eu bine orezul, uștiu cu două pahare de apă. Un pahar de orez, două pahare de apă. Uștiu în apa asta cu niște unt, uite așa, și bineînțeles cu sare. Și am să pun eu capa acu, uite așa frumos, și am să pun pe foc. Pentru început am să țin la fiert, la foc mare, până când începe a crocoti. După care, când începe a crocoti, amestec puțin, ca să se ducă tot untul ăla peste tot și toată sarea. Pun iarăși căpăcelul, dau focul mititel și las așa vreo 20 de minute. În cap și în coadă. Nimic mai mult. Nu amestec, nu-i fac absolut nimic. 20 minute. După 20 minute sting focul și las cu capacul pus până când sunt gata de servire. Așa că eu îl pun pe aragaz, că aici am treabă că ne apucăm de sos. Uștiu chiar și agregatul, o lecuță de o licică dintre asta de foc, de tigaie, focul, la fel, mediu spre mititel. Uștiu când tigaie cu o lecuță de unt. Acum, sincer să vă spun, n-am înțeles-o niciodată din ce cauză îi se spune la mâncarea asta butter chicken, adică pui cu unt. Să vă zic pe aia, de-atât nu folosim foarte mult unt, înțelegi, la puiul ăsta. Untul pe care îl folosim este ăsta. Cred eu că îi zice așa mai mult din cauza că e o chestie cremoasă, că s-o ai să vezi, o să iasă o chestie foarte cremoasă, înțelegi? Și cred că din cauza asta îi zice butter chicken, nu neapărat că îi vezi, doamne, foarte mult unt. Uștiu cu o ceapă mai babană, tăietă, măruntă. Și călim noi ușurel, ușurel ceapa. Este foarte, foarte important să nu dăm focul foarte, foarte tare, că să arde untul. Și de altă parte este foarte important să călim și ceapa la foc mitel ca să-și lase toată bunătatea acolo, așa, ușurel, ușurel. O ajut o lecuțică și cu sare, frumos. Uite așa, s-o înmuia ceapa. Vom adăuga următoarele ingrediente. Două puncte. Ține-te bine. În primul și în primul rând, ghimbirul și cu usturoiul care ne-a rămas. Vreo 2-3 boabe de cardamon, o linguriță rasă sau jumătate de linguriță de chimion măcinat, cam o linguriță de garam masala. Dacă n-ai garam masala, poți să pui praf de curry. Coriandru măcinat, tot așa, cam câte jumătate de linguriță de fiecare. Turmeric, țăc, 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 țăc. Ardei iute, țăc, țăc, țăc. Am niște codiții de coriandru. Bineînțeles că treaba asta cu coriandru e opțională. Știu că coriandru nu este iubit ca și plantă de foarte multă lume. Dar credeți-mă pe cuvânt, nici eu nu-l iubesc, dar credeți-mă pe cuvânt că în combinații cu anumite elemente și cu anumite condimente
Este perfect, credeți-mă, merge de minune. Mergi pe mâna mea tura asta, dacă vrei să iasă ce trebuie. Un vârf, așa, de linguriță, foarte puțin, ce-i asta, mă? Scorțișoară, mă, cinnamon, da, scorțișoară. Și o linguriță de boia afumată, pac. Amestec toată șmecheria asta, litrezesc o lecuță, că mamă, cum miroase în bucătărie în momentul ăsta, nu-ți vine să crezi. Uștiu cu un pahar de roșii pasate. Ăsta e momentul când putem să dăm o lecuță cu focul mai tare. Am scrătesc paharul cu niște apă, că am jumătate de pahar de apă aici. Pac, uite așa. Și amestecăm. Uite așa frumos. Am să mai pun și sare. Las așa o lecuță să fiarbă, vreo 2 minute. După care am să vin cu cărnița. Uite așa. Am gustat din cărnița asta, e nebunie, nebunie, știi cum e? Uite așa, amestec o lecuță și cărnița asta. Și uștiu cu niște smântână de asta de gătit. Nu cred că am să pun tot paharul ăsta. Aveam de gând să-l pun pe tot, dar am să pun doar, uite așa, 3 sferturi din el, adică vreo 150 de mililitri, cam așa. Am să gust, dacă consider că îi mai trebuie, mai pun. Am uitat să-i pun niște piper și uștiuliu cam cu, o știu, o linguriță de miere de albine. Uite așa, indienii mănâncă mâncarea asta foarte, foarte dulce. Eu nu vreau foarte dulce, nu. Eu vreau așa, între, dulce acrișoară. Dar dacă cumva o faci prea dulce, poți să-i pui niște zeamă de lămâie. Eu evit să pun, dar dacă se întâmplă așa ceva, îi pui niște zeamă de lămâie. Acum, ăsta e momentul când o gustăm, să vedem dacă mi-e trebuie ceva, sare, eu știu. Mai dulce, mai acră, mai... Vedem. Oh, ce bunătate. Vai de capul meu, ce bunătate am făcut. Ce vorbești, frate? Ce vorbești tu? Mamă, e perfectă. Perfectă, frate. Am să las așa, la foc mititel, să fiarbă pentru vreo, eu știu, 10 minuțele, cam așa. Las la foc mic, înțeles, să fiarbă. Ia uite așa, dragilor, după ce s-o mai închegat o lecuță, că uite așa sosul, uite, lea, o mai scăzut o lecuță, că s-o închegat cu șturiuc, cu niște coriandru, uite așa, verde. Și am stâns focul, gata, te-am pupat pe portofel. Asta este mâncarea noastră, voi fraților. Avem orez, bineînțeles, uite așa frumușel. Avem o lecuță de cărniță dintre asta cu sos aici. O punem aici peste, vai, de capul meu. Și avem și o turtă dintre asta, ca să fie bine, să nu fie rău. Niște coriandru și pe deasupra, ca să dea bine la pozi. Hai să vedem, dragilor, că eu nu mai pot, gata, m-am dat, gata. A fost o lecuță de muncă, dar crede-mă. Aoleo, ia. Hai să vedem și cum e cu treaba asta, așa. Indienii mănâncă treaba asta cu mâna, uite așa, ia cu pânii, cu orez dintre ăsta, așa. Dacă sunteți gurmanți, așa ca mine, este păcat să nu încercați mâncarea asta. Dacă n-ați mâncat niciodată în viață mâncare dintre asta, trebuie să o încercați. Știu că multă lume, indieni, mâncare indiană, nu-i bună, băi oameni buni, hai de capul meu. Ce vorbești, frate? Așa ceva? am uitat să fac niște salată de ceapă. Datura viitoare. Salata de ceapă e ceapă roșă, tăiată, țac, fideluță, cu puțin ulei de măsline și sare mare și o lecuțică de zeamă de lămâie, atâta tot. De fapt, de drept, mă duc să aduc niște ceapă. Nu, merge de minune cu ceapă roșă. Valeu!